rupeți aripile copiilor, lăsați-i să zboare, ei sunt viitorul nostru. Violența o întâlnim peste tot unde pășim, în familie și învățământ, oriunde pe acest pământ. Violența e fatală, fizică, dar și verbală, iar noi trebuie să încercăm mereu să o evităm. Violența ne distruge, duce la vărsări de sânge, decât să fii bătăios, mai bine fii prietenos. Violența nu-i o armă, violența înseamnă teamă, iar cine o folosește, înseamnă că nu gândește. Eu am un sfat pentru tine, ca să-ți meargă în viață bine, violența să nu aplici, nici celor mari, nici celor mici. Stop!